Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o mare slăbiciune către parfumurile Middle Eastern sau arabești. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total gratuită, absolut toate videoclipurile sunt gratuite, comentariile la fel, distribuirile de asemenea. Și ca de obicei, am să încep prin a vă spune ce parfum port eu astăzi. Acum, când filmez, este vineri și port un parfum al casei Ahmed al Magribi, ce se numește Layana. Despre Layana v-am prezentat primele mele impresii în acest videoclip și Layana este acel parfum absolut perfect pentru primăvară-vară, în opinia mea, mai cu seamă vara, da? mai cu seamă atunci când vremea se încălzește, când este soare, când ne distrăm. De ce spun asta? Bine, trebuie să ne distrăm oricând, nu numai vara. De ce spun asta? La Iana este acea aromă mega cremoasă, fiind de tot florală, are și ceva exotic în el, da? Mă duce cu gândul către un alt parfum. Nu știu dacă nu cumva îl încurc eu, oricum o să vă inserez o poză pe undeva pe aici. Mă duce oarecum cu gândul către al Dahab, însă um, doar parțial, da? Nu este un parfum inspirat din acel ADN olfactiv. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră sau ce variantă de layering purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Eu, ca de obicei, îl voi lista mâine, adică sâmbătă, undeva pe seară. Bun, ați văzut deja din titlu, am pus mâna, cu bănuții mei proprii și personali, pe trei parfumuri, pe trei lansări noi ale Casei hadlaj. V-am tot vorbit pe acest canal de YouTube despre parfumurile și uleiurile acestei case, ador casa hadlaj. Da. Deci pentru mine este undeva acolo sus în topul preferințelor pentru că nu au, un, nu au acel iz specific, nu știu cum să spun ca să fac o mică paralelă și ca să mă înțelegeți, v-am mai spus și în alte videoclipuri, eu de exemplu în parfumurile casei la Tafa, în multe din ele, 80% din ele, la primele pulverizări resimt un iz specific, da? E ceva acolo, e amprenta casei. Dacă aș pufăi acele parfumuri și nu aș ști ce, ce testez, cu siguranță aș spune că este un parfum al casei la Tafa. Pe cealaltă parte, parfumurile casei hadlaj sunt extrem de bine realizate, extrem de bine redate. Um, mai am eu pe canal un clip cu top 5 best of hadlaj, însă credeți-mă că nu știu, toate cele am de la această casă le ador. Și ca să nu mai stăm pe gânduri, pentru că eu, ca să vedeți cât de masochistă sunt, și nu sunt masochistă pe sistemul stăpână caut sclav, sunt masochistă la modul că am primit acest colet, comanda mi-a venit undeva înainte de Paști. Da? Și eu le deschid abia acum. Bun. Fără nicio altă introducere că oricum am vorbit suficient, primul parfum despre care voi vorbi, vine din gama Carus și se numește Secret Mask. Așa arată cutiuța. Aici pe lateral nu, aveam, nu avem, această folie, da? Este decât pe partea din față, aici, lateral nimic și se continuă pe undeva prin partea din spate. Hai să, a, și se deschide de aici. Bun, Până mă lupt eu cu această folie. Scuze. Am reușit. Da? Aceasta este caseta în care vine parfumul, pentru că e cutia aceea tip casetă. Hai să. A, de aici se deschide. Bună dimineața, Ana. Da. Și acesta este parfumul. Da? Super prezentare, în opinia mea. Vai, și partea aceasta, stați că nu v-am spus, da? Este o ceva gen catifea, beige nude. Dar foarte fain. Nu știu, prezentările acestei case, de exemplu, cum a fost uh, uh, gama aceea, cum se numea, doamne? Parfumurile acelea două, Date Night și Special Occasion, da? Din nou, niște prezentări fenomenale. După ce scoatem sticluța de aici, aici ne scrie Carus Secret Mask. Bun. Și sticluța, da, deci, hadlaj i love you, de pur și simplu, nu știu, e adorabilă, pur și simplu adorabilă. Aici avem logo-ul casei hadlaj, și aici. Și pe capac. Da? Este o sticluță destul de masivă, iar treaba aceasta albă este texturată. Nu știu cât surprinde camera și nu este albul acela mat, da? Mă lasă între ghilimele să văd uh, lichidul din interior. Bun. Haideți să vă citesc notele. Notele pentru toate cele trei parfumuri le-am luat de pe site-ul oficial al celor de la Hadlaj. Și în acesta îi spun că în vârf avem fructe roșii și șofran, în mijloc tonca, ciocolată și trandafir, iar în bază mosc, lemn de chihlimbar, zahăr și mușchi. Bun. Și pentru că avem decât 3, le voi pulveriza direct pe piele. Ia să vedem. Da. Aceleași atomizoare divine. Bun. Barbary Her, nu. Roses Vani. Stați un pic. Vai. În afara faptului că Ați văzut că am dat decât două pufuri, pur și simplu se resimte în toată camera. Însă de la primul puf, de aceea sunt, da, am această expresie. Da, este un parfum din categoria vai de viața mea, deci fix așa miroase. Însă la, la prima pulverizare, în deschidere, a fost ceva ce m-a dus cu gândul către un mix mai degrabă între Barbary Her și Roses Vanille. Însă, nu, Montal Arabian Stonca. Da. <laughs> da. Este un Montal Arabian Stonca cu un twist, aș putea spune. Da? Ca o primă impresie. Șofranul a fost oarecum ceva mai in your face în deschidere. În momentul de față se temperează, da? Da. Resimt izul acela de ciocolată, însă, din nou, este acea ciocolată, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri referitor la alte parfumuri, ciocolata aceea Middle Eastern, da? Ciocolata aceea. Dacă aveți în zona unde locuiți, de exemplu, acele marketuri cu uh, specific oriental, da? casap, măcelărie, magazinele acelea în care au și ceai uh, turcesc, și cafea, și dulciuri, și carne, și așa mai departe. Da? Dacă aveți genul acela de magazin, este imposibil să nu vedeți ciocolata aceea middle dar O să vă inserez din nou o poză pe undeva pe aici. Este pur și simplu acea ciocolată, însă în interior da, bucățile sunt ceva mai groase, mai înalte, mai groase și în interior au diverse fructe uscate sau condimente, dar un alt fel de ciocolată față de ciocolata europeană, ca să mă exprim așa. Dar da, categoric mă duce foarte mult în zona Arabian Stonka, Însă, gândiți-vă la acel Arabian Stonka, clasica combinație ud și cum spun ud, nu este udul acela animalic sau udul acela de grajd, ci este udul acela dulceag, fin de tot, dar foarte, foarte fin, afumat, dacă aș putea spune. Da? Este udul acela, din Shagafood, da, ca să vă faceți o idee, este udul acela combinat cu trandafirul de aici, este într-o cantitate infimă, da, nu este ceva să te dea pe spate, nu este ceva copleșitor și ciocolată, da, deci este un ud dulce, fin de tot afumat, combinat cu un trandafir foarte, uh, genul acela de trandafir catifelat <coughs> și ciocolata aceea Middle Easter. Iar ciocolata aceea Middle Easter, uh, gândiți-vă la una cu fructe roșii, dar mai degrabă, când spun fructe roșii, nu știu de ce... Aroma în sine mă duce cu gândul mai degrabă către fructe de pădure. Da? Nu, cel puțin acum, în momentul de față, nu pot spune că aș vedea incluse în categoria fructe roșii căpșunile. Ca un exemplu, da? Da. Deci ciocolată cu fructe roșii și cu ceva șofran, ud, un trandafir fin, iar zahărul de aici mă duce cu gândul mai degrabă către zahărul acela brun, fin caramelizat, aș putea spune. Da? Contrar numelui Secret Mask și contrar ambalajului în care vine, nu vă gândiți că este acel parfum moscat, acel parfum angelic oarecum, da? sticluța aceasta albă, Um, nu este parfumul acela de vară, cu toate că eu una l-aș purta seara, vara, da, nu m-ar deranja Iar moscul de aici, ei îl listează în bază alături, alături de lemn de chihlimbar, zahăr și mușchi Mușchiul, la o primă impresie, nu pot spune că îmi sare în ochi, în ochi, în nas, da Nu pot să culeg mușchiul, însă Moscul de aici este la fel, nu mergeți către zona de mosc animalic, ci moscul acela pufos dulceac, da? Dacă există categoria aceea de mosc fin gurmand, atunci, da, acest Secret Mask din gama Carus are acel mosc, da? Pentru că pur și simplu ești așa, ca pe un norișor. Însă, ca profil, da? Ca să vă faceți o idee dacă doriți să achiziționați acest parfum, dacă sunteți iubitori sau iubitoare, pentru că aroma sa în sine, în opinia mea, este total, total unisex, dacă sunteți iubitori sau iubitoare de Arabian Stonka, safe blind buy. Da, safe blind buy categoric. Eu am pentru Arabian Stonka de pe Dubai Collection, un parfum de la Paris Corner, da? Și mă duce, da? Mă duce foarte, foarte mult. Hai să zic un 80%, da? Deci, ca o primă impresie, Carus Secret Mask ar fi un 80% Arabian Stonca, da? Arabian Stonca cu un twist. De ce spun cu un twist? Deoarece fructele acelea roșii, da? Um, le simt aici. Ăsta ar fi twistul, mai pe românește. ca cu fructe roșii, da. Asta este Secret Mask din Gama Carus a casei Hadlaj. Dar, da, da. Eu iubesc! <coughs> iubesc, um, cum se numea, Doamne, parfumul de pe Dubai Collection? Noir Darabi. Noir Darabi de la Paris Corner. Da, îl iubesc pe acela și categoric. Carus Secret Mask pentru mine este un blind buy fericit. Mai avem două. Hai să luăm pe acesta. L-am ales pe Crown Hadlaj din gama Empire. Acesta este cutiocul în care vine el. Da? Și... Doamne, cât e de fain! Nu știu, am văzut că prețul pentru Arabian Stone, ca e sărit în aer, așadar, da, o alternativă, eu cum deschid asta? Stați așa, așa o deschid, bun. Deschidem așa. Vai mamă! Și el săracul ne tratează cu spatele, da? Hai să-l întoarcem noi cu fața. Am scăpat capacul. Hai. Hai, tati, să te prezint cum meriți. Pam, pam. Aici tronează parfumetele și aici avem o coroană. Da? Și avem treaba aceasta ca să ne ajute să scoatem parfumul. Să nu ne chinim. și parfumul. Ganteră, deci dacă vrei să faceți sport acasă, luați-vă um, Empire Crown al casei Hadlaj. Da, nu știu despre voi, nu știu dacă voi vi se pare chicioasă sticluța aceasta, însă mie personal îmi place maxim. Da, avem aici îmbosat și logo-ul casei Hadlaj bineînțeles și pe capac. Capacul este greu de metal, sticla este un negru mat, da? nu, putem vedea, nu putem observa lichidul din ea, însă notele. În vârf avem grapefruit, în mijloc ghimbir și ambretă, iar în bază mosc, vetiver, paciulii și ambrox. Bun. Hai să vedem cum miroase. Doamne, deci ador atomizoarele casei. Vai de viața mea! Bun! Dacă iubiți ADN-ul lui uh, Bulgari Tiger, Tiger, cum vreți voi să-i spuneți, Safe Blind bye. Empire Crown al casei Hadlaj. Doamne. Bun. Deci toată vara, da, o să fac baie în acest parfum. Este grefritul acela, um, cum să spun eu, oarecum efervescent, da? Uh, ghimbirul îi dă acea efervescență fin condimentată, categoric, total, total unisex, da? Nu, nu, deci este și mai am eu de la Casa Hadlaj Stellar Musk, da, alt parfum care îl ador și altă inspirație pentru Bulgarii Tiger. Însă, da, sunt diferențe la o primă impresie între acest uh, Empire Crown. Și acel parfum uh, Stellar Mask. Sunt diferențe la modul că. Doamne, cât de fin! E. Când spun fin, uh, mă refer pur și simplu la lucrătură. da? Uh, este un parfum care categoric zguduie strada, cum spun eu. Uh, este un parfum ce poate fi încadrat, de exemplu, în categoria. Uh, parfumuri semnătură, da? Îl pot vedea purtat de un domn, atât la un costum elegant, cât și la o cămașă de. o cămașă albă și o pereche de pantaloni de in. La fel, poate fi purtat de o doamnă oriunde și oricând. Dacă sunteți în această zonă de parfumuri oarecum, de fapt citric, nu oarecum, da? Citric condimentat. Citric ghimbirat, da, este categoric un safe blind buy, da uh, Nu mă deranjează că acest parfum este inspirat din Bulgarii Tiger Deoarece, oricum, de când am văzut notele, atunci când le-am comandat Nu mai știu, de pe Brasti, dacă nu mă înșel Parcă, parcă De când am văzut notele am avut o vagă bănuială că se îndreaptă către zona lui Bulgari Tiger, însă Izul acela, grefritul de aici, este oarecum mult mai bine lucrat, ca să mă exprim așa, cu față de cel din Stellar Mask. Mă tot leg ca o paralelă de acel parfum, deoarece ambele vin de la aceeași casă. Da? Grefruitul de aici este mult mai natural redat, deci este incredibil felul în care au redat cei de la hadlaj nota de grefruit aici. Jur, jur. Și Stellar Mask îl văd oarecum mai înclinat pe partea de mosc, da? Acolo este și un mosc. Aici nu. Nu. Aici ai ghimbir, aici ai uh, dar un grefrit pur și simplu în momentul în care miroși acest parfum, chiar ai un grefrit tăiat așa pe jumătate în fața ochilor. Un grefrit proaspăt tăiat, da? Categoric un parfum de care eu personal voi abuza în vremea caldă, cu toate că și în toamna anul trecut, și câteva zile în iarnă, am purtat uh, Stellar Mask. Da? Adică am purtat un parfum cu același ADN. Dar este superb. Nu. Grefruitul de aici dă clasă uh, notei de grefruit din alte parfumuri mult mai scumpe. Mult mai scumpe. Da. Da. Superb. Superb, categoric. 10 din 10 pentru mine și pentru gusturile mele. Îmi cer scuze, beau puțin apă. Și mergem către ultimul parfum. Dacă vi se pare că vorbesc pe repede înainte, știți că eu vă fac uh, prima dată clipul cu unboxing și primele impresii și după le port da, pentru că oricum nu am cum să vă spun în momentul de față persistență, performanțe și așa mai departe, dacă doar ce le testez. Urmează să le port și urmează să vorbesc despre ele și în alte videoclipuri. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Empire Victor. L-am luat pe Victor, Victoras și Victorel. Și acest parfum, când am văzut notele, am zis, Doamne, te vreau, pur și simplu. Nu stăm la discuții. Și acum, pentru că știu care e schema, fac și eu o prezentare frumoasă. Pam, pam. Bun. Ia să vedem, tu ești cu spatele? Nu. Victor ne tratează cu fața. Salut, Victor! Da? Aceeași coroană aici. Aceeași, aceeași prezentare precum um, Empire Crown. Și... Vai, de mine ce îmi place. Da, capacul nu era închis cum trebuie. Sticluța. M da. Uh, nu, mă uitam să văd cum o redă camera. Nu este alb pur, alb imaculat. Este mai degrabă un alb unt. Mat. Nu e mat. Ușor, Fiind de tot, si de fat. Dar nu știu, e divină. Deci să ai astea două pe măsuță sau undeva, nu știu, sunt superbe, superbe, superbe. Deci a făcut hadlaj, au făcut nenicii de la hadlaj o prezentare și niște arome. Toamne cum e... Nu că eu acum miros secret mask. Bun, bun, ne adunăm, revenim la Victor. Victor are în vârf caramel în mijloc. Note florale și note dulci, foarte la subiect și foarte ne-a ajutat mult. Iar în bază, mosc, ud și vanilie. Și să vedem cum miroase că nu mai pot. Unde să te dau? Hai, te dau aici. Ia să vedem. Se vede? Da. Tot două pufuri. Bun. Mi este cunoscut. Deci, deci, în deschidere, ai cel mai, uh, cel mai caramel lipicios, cel mai caramel dulce. Ceva lactonic, dar ei nu listează însă după izbirea aceea de caramel lipicios îmi dă la nas un iz lactonic, da? Este ca și cum aș avea acel pahar de lapte cu ceva miere în el. Note florale. Momentan nu aș putea să culeg absolut nicio notă florală. Pentru mine și este, în momentul de față, un pahar de lapte cu caramel. Începe să-și facă apariția genul acela de vanilie, dar cum să spun, vanilie pură, dacă are sens, nu este vanilia aceea fiind de tot afumată, da? Multe din parfumurile, cel puțin din ceea ce dețin eu. Multe din parfumurile Middle Eastern au acea vanilie fiind de tot afumată, aici nu. Și mă duce cu gândul la o combinație de două parfumuri. Nu știu de ce îl percep. Din nou, disclaimer, îmi place, însă aceasta este fața mea când sunt serioasă și procesez. Cam multă lume, oricum, cei din viața reală, când sunt serioasă, mă întreabă, dar tu ești supărată? Nu, asta este fața mea de om serios. Este ca și cum ai face Lering cu ADN-ul de Bianco la te, Da. Însă un biancolatte înclinat mai mult pe partea de pe partea lactonică, da? nu neapărat vanilia aceea, nu neapărat dulceața aceea, ci mai degrabă partea lactonică din adeneuului biancolatte. Da. Începe să aibă mult mai multă profunzime, să se lase greu, cum zic eu. Bun. Este ca și cum ai partea lactonică din biancolate, o combini cu vanilia aceea, vanilia gurmandă, fără partea buzii, din uh, vanila, sugared, paciuli, da? ADN-ul lui December Vanilla. Că ăsta cu siguranță îl știm cu toții. Dar din nou vă spun, fără partea aceea buzii. Da? Deci ai un pahar mare de lapte și ai alături o vanilie cu un crembrule. brule. Ia stați un pic. Că e ceva aici a ce eu nu procesez. Da. Da, e deschiderea lui Biancolate. Bun, gata, mi-a picat cabina telefonică și apoi fisa. Deci, este ceva lactonic, da. gândiți-vă la un pahar mare de lapte cu um, căruia îi alăturați o porție de creme brûlée și acele uh, păstăi de vanilie. Dar, treaba asta, paharul de lapte și acea creme o serviți, într-un magazin de mirodenii Middle, East. Middle Eastern. Middle, Middle Eastern, da? De ce spun asta? Datorită udului de aici. Udul este prezent, însă mă derutează foarte mult, cel puțin acum pentru o primă impresie, de asta tot caut să-mi găsesc cuvintele, este ud, însă nu sunt sigură, adică nu-l pot, nu pot clasa nici în udul dulceag 100%, nici în udul de grajd 100%, da? Este un ud 80% dulceag, 20% animalic, Da? Deci asta este Victor Dacă, din nou, după ambalaj și după notele listate Vă așteptați la o vanilie delicioasă, o vanilie sexy, să mă exprim așa Trebuie să fiți oarecum și în zona udului de grajd da? O picătură de ud de grajd Ce este pentru mine udul de grajd? Este un uh, izul acela din copilărie, când eram la țară și ori treceam pe lângă, ori intram în uh, grajdul cailor sau în grajdul vacilor, da? Deci pur și simplu izul acela fecal, ca să vorbesc frumos, amestecat cu un miros de fân, da? Ceva de genul. Însă, însă nu sunt o iubitoare 100% a acestui iz, dar combinația de aici este una fericită. Ori datorită faptului că udul acela animalic este într-o proporție foarte, foarte mică în comparație cu restul notelor, cu toate că, uite, acum dispare, da? E o chestie că, pur și simplu, cum spun eu, se joacă de-a fața ascunselea, da? Acum poți percepe acel acord 20% animalic între ghilimele, acum dispare și pur și simplu ai parte de o vanilie fin de tot lactonică, da? pentru că pur și simplu trece prin mai multe etape. Categoric dintre toate cele despre care v-am vorbit astăzi, pentru o primă impresie și pentru felul în care îl percep eu, cred că acest Empire Victor are nevoie de maxim o săptămână. Da? Ceva aici nu este... Uite, acum e superb. Deci, nu. Nu cred totuși că cei de la Hadlaj au vrut să creeze treaba asta. La modul că este genul acela de... Acord, du-te vino, precum în Bacara, da? acum îl simți, după aceea nu-l mai simți, îți apare din nou, da? E ceva un dute vino în acest Empire Victor. Însă este superb, da? Este superb și o spun, mă repet din nou, eu în calitate de persoană ce nu, nu ador neapărat parfumurile cu ud fin animalic, da? Însă aici ceva, ceva dă bine. Categoric este un parfum unisex, în opinia mea. Nu este prea uh, dulce feminin pentru un domn. Acum sunt din nou în aceea zonă. De ADN de Bianco Latte combinat cu... Sau ADN de Taskin Caramel Cascade combinat cu December Vanilla. Da? Din nou sunt în acea zonă. Când sunt în această zonă de layering, când sunt în această zonă plus un uh, acord de ud. Da? Deci e o chestie, un fel de dute vino. Nu știu dacă l-aș purta pe vreme caldă, poate doar seara, vara. Mă gândesc că pe, pentru zilele acelea caniculare ar fi totuși cam prea mult, chiar și pentru mine. Acum mă duce cu gândul la o bomboană de caramel cu ceva frișcă. Deci nu se poate. Parfumul ăsta trebuie studiat foarte, foarte bine de mine. Adică ei vă listează niște note aparent simple, da? Caramel, note florale, note dulci, mosc, ud, vanilie. Pe când parfumul în sine este foarte, foarte complex. Da? Culmea. Foarte complex. Da, este și vanilia aceea Bun, bun Haideți să mă opresc aici Deoarece, oricum, parfumul este într-o continuă uh, schimbare Și dacă aveți și dumneavoastră vreunul din aceste parfumuri Sau celelalte parfumuri din aceste game noi ale casei Hadlaj Lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră în secțiunea comentarii eu acum mai beau puțină apă și reluăm fiecare parfum în parte. Dar Nea Victor ăsta, nu știu, trebuie studiat. Ăsta chiar e un parfum de studiat. Secret Mask. <laughs> Arabian Stonka. ca <laughs> îți place Arabian Stonka? Safe Blind buy. Da, în momentul de față nu pot spune că mai simt fructele acelea roșii. Nu. Foarte, foarte fad, undeva mult de tot în fundal, da? Dar în rest este Arabian Stonga, categoric. Și da, pentru mine este 10 din 10 cu siguranță, pentru că exact cum v-am mai spus, iubesc acela de ne îl iubesc. Și da, este exact cum v-am spus și când v-am vorbit despre el, un parfum total, total unisex. Empire Crown. Doamne! Deci n cum! Nu! Ăsta este genul de parfum ce îți țipă avară, da? Secret Mask poate doar seara, da? Sau eu știu dacă mergi într-un club, mm, mai merge. Însă pe caniculă, eu în acel puțin, hai să zic că voi încerca, dar nu garantez că îl voi putea duce, da? Pentru că, exact cum v-am mai spus și înainte, parfumurile casei Hadlaj sunt bombițe. Dar, Empire Crown este parfumul acela ce țipă avară, țipă amalfia, tot ce vreți voi, da? Miroase extrem de scump, extrem, extrem de scump. Este extrem de bine lucrat, minuțios, milimetric, tot ce vreți voi. Și încă o dată, dacă sunteți fani, ai casei Hadlaj și aveți deja Stellar Mask, da? e una la am de un an de zile, uh, nu este același lucru. Da? Stellar Mask, din ce mi-aduc eu aminte, oricum dacă vreți vă fac și un clip tip Versus, dar Stellar Mask l-am purtat aproape jumătate anul trecut, da, 50 de mililitri și are ADN-ul lui Tiger, Tiger, cum vreți voi să-i spuneți, însă are și mosc pufos. Pe când acesta este cu și despre grefruit, ghimbir și ambroxan. Dar da, din nou, total, total unisex, total, total 10 din 10, 100 din 10, da? Revenind la Nea Victor, hai să-l miros unde am dat eu prima dată. Și eu acum văd. Pielea rămâne, da, se vede aici. Fiind de tot uleioasă, da? Nu, aici l-am dat adineori. Bun. Iar s-a schimbat. În momentul de față ai creme brule, tot așa, cu ceva vanilie pe lângă. Acel uh, pahar cu lapte s-a mai uh, evaporat. Ai mai băut un pic din el, da? Cum să spun eu? Atârnă mai greu la cântar treaba aceea de creme brule și păstăi de vanilie. Iar udul acela a rămas doar 10%, da? Dacă prima dată mi s-a părut un 20% animalic, în momentul de față este doar 10% animalic. Însă, din nou, eu trebuie să-l las puțin și trebuie neapărat să-i dau de cap. Da? Deci, singurul care mi se pare oarecum mai greu de descifrat pentru o primă impresie din cele trei prezentate de mine astăzi este acest Empire Victor, Ne-Victor. Da? Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet! Um, vă voi lăsa ca de obicei link-uri în bara de descriere către aceste parfumuri. Momentan, ele nu sunt pe site-ul celor de la Dubai Collection. Știți că am o colaborare cu ei. Nu știm încă sigur. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Însă, imediat ce aflu ceva, ca de obicei, dau de veste pe Instagram, pe grupul meu de Facebook Frag Family și pe TikTok. Da? Oricum, în bara de descriere veți avea linkurile și către aceste trei platforme. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până aici. Vă aștept cu mare drag în secțiunea comentarii. Lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră dacă aveți vreunul din aceste parfumuri sau dacă aveți alte parfumuri din noi legame. Lăsați-mi și mie ce parfum purtați dumneavoastră când veți vedea acest videoclip sau dacă nu, pentru a ajuta algoritmii YouTube, lăsați-mi acolo orice emoticon. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă mulțumesc din suflet și până data viitoare, v-am pupat!